Parcarea automată poate identifica un spațiu de parcare, parca sau ieși dintr-un spațiu de parcare, fără să folosești volanul, frânele sau vitezele. Caracteristica utilizează datele provenite de la senzorii cu ultrasunete și de la camerele din față și din spate ale vehiculului pentru a prelua controlul asupra volanului, frânelor, motorului și cutiei de viteze. Trebuie doar să menții o presiune ușoară asupra pedalei de accelerație în timpul manevrei. Parcarea automată funcționează atunci când vehiculul este staționar sau se deplasează la o viteză mai mică de 30 de km la oră. Pentru a activa această caracteristică, accesează secțiunea Vehicul de pe ecranul central Open Air Link, apoi selectează Parcare automată. În funcție de setările personale, poți activa această caracteristică folosind butonul Favorite de pe volan sau selectând widgetul Parcare automată de pe ecranul principal al sistemului multimedia. Poți să alegi unul dintre cele trei tipuri de manevre: parcare paralelă, parcare perpendiculară și ieșire din spațiul de parcare paralel. Pentru parcarea perpendiculară și paralelă, sistemul va fi disponibil la mai puțin de 30 de km la oră pentru un spațiu de parcare paralel sau perpendicular pe oricare parte a vehiculului. Atunci când este detectat un spațiu, acesta este afișat pe ecranul central cu litera P. Condu încet până la apariția mesajului stop, însoțit de un semnal sonor. Spațiul de parcare devine verde pe ecranul central. Oprește vehiculul și apasă pe butonul Start. Pe tabloul de bord va apărea acest martor luminos, însoțit de un semnal sonor, pentru a indica pornirea manevrei. Acum trebuie să eliberezi volanul, să apeși ușor pedala de accelerație și să urmezi instrucțiunile de pe ecran. Apoi, vehiculul este parcat prin manevre succesive de mers înainte și în marșarier, în timp ce sistemul preia controlul asupra direcției, selectării rapoartelor și a frânării. Trebuie doar să menții o presiune ușoară asupra pedalei de accelerație pe durata manevrei. La terminare, pe ecran apare mesajul "Manevră finalizată". Frâna de parcare este cuplată și cutia de viteze comută automat la poziția P. Acum poți ridica piciorul de pe pedala de accelerație. Pentru a ieși dintr-un spațiu de parcare paralel, selectează reprezentarea grafică corespunzătoare de pe ecran și aprinde martorul luminos pe partea de pe care dorești ca vehiculul să iasă. Oprește vehiculul și apasă butonul Start. Pe tabloul de bord va apărea acest martor luminos însoțit de un semnal sonor pentru a indica pornirea manevrei. Apoi trebuie să eliberezi volanul, să apeși ușor pedala de accelerație și să urmezi instrucțiunile de pe ecran. După ce vehiculul a ieșit din spațiul de parcare, sistemul afișează mesajul "Manevră finalizată" pe ecranul multimedia, iar martorul luminos de pe tabloul de bord se stinge. Acum poți prelua controlul asupra vehiculului prin eliberarea pedalei de accelerație sau prin frânare. Manevra este întreruptă atunci când apeși pedala de accelerație dincolo de punctul de retrocontact. Martorul luminos de pe tabloul de bord se stinge și este emis un semnal sonor. În acest moment, vehiculul este imobilizat. Eliberează pedala de accelerație, apoi apasă pe ea din nou pentru a relua manevra. Manevra este anulată dacă apeși pe butonul stop, dacă acționezi oricare dintre comenzile vehiculului gestionate de sistem sau dacă vehiculul a efectuat mai mult de 10 manevre spre înainte sau în marșarier. Martorul luminos de pe tabloul de bord se stinge, este emis un semnal sonor și vehiculul se oprește.
Reține că această caracteristică este un sistem suplimentar de asistență la conducere, care nu-ți poate înlocui vigilența. Efectuează întotdeauna o verificare vizuală pentru a confirma că spațiul de parcare sugerat de sistem este disponibil și nu prezintă obstacole. Este posibil ca sistemul să nu detecteze obiectele aflate în unghiurile moarte ale senzorilor. În timpul etapelor de manevrare, volanul se poate roti rapid. Ai grijă să nu îți introduci mâinile în interiorul acestuia și asigură-te că nimic nu îi stânjenește rotirea.